Se spune despre județul Hunedoara că este unul dintre cele mai bine cotate din punct de vedere turistic. Acum, potrivit datelor centralizate de către Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, pe parcursul anului 2023 este și demonstrat. Peste 2 milioane de persoane au vizitat principalele obiective turistice din județ. La capitolul înnoptări în unitățile de cazare din județ, cifra depășește 740.000. Conform unui studiu efectuat de către reprezentanții DGAMPT Hunedoara, structură subordonată Consiliului Județean, mănăstirea Prislop a fost vizitată anul trecut de peste 500.000 de oameni. Castelul Corvinilor a avut un flux de peste 390.000 de turiști, iar Sarmisegetuza Regia peste 65.000. Dacă ne referim acum la creșterea numărului de vizitatori, dar și de turiști, putem spune că acest lucru se datorează eforturilor comune, a tuturor factorilor implicați, și aici vorbesc atât de sector privat cât și de cel administrat de către OAT-ul și Consiliul Județean. Consiliul Județean face eforturi constante de a asigura infrastructură, de a asigura accesul la obiectivele pe care DGAMPT le administrează, bineînțeles și de Muzeul Civilizației Dacice și Romane, dar putem vorbi și despre mănăstirea de la Prislop, care este un dar pentru noi toți, pentru județul Hunedoara, și care ne ajută extrem de mult, este cel mai vizitat obiectiv, bineînțeles fără a se plăti bilet, dar aduce o plus valoare și este foarte important pentru ceea ce înseamnă turismul în zona Hațedului. Castelul Corvinilor, poate Hunedoara, cei de acolo, fac lucruri fantastice, au o mulțime de proiecte, pun în valoare castelul și se vede și în numărul mare de vizitatori pe care l-au, peste 390.000. Bineînțeles, la Sarmisegetuza lucrurile se mișcă și la Sarmisegetuza Regia avem proiecte, se pune în valoare, se face pază protecție și punere în valoare la cetățile dacice, iar numărul vizitatorilor este de peste 65.000. În ceea ce privește numărul nopților petrecute în județul Hunedoara, stațiunea George Băi este campioană cu 300.000 de noptări la nivelul anului 2023, potrivit datelor furnizate de DGAMPT Hunedoara. La capitolul noptări, conform datelor colectate de și prelucrate de noi, județul Hunedoara a înregistrat un total de peste 740.000 de nopți petrecute în unitățile de cazare. Deci mult peste ceea ce a prezentat Institutul de Statistică, iar la vizite, peste 1.600.000 de persoane au vizitat obiectivele turistice din județul Hunedoara, aici vorbim de anul 2023. Deci este clar că județul Hunedoara are turism, acest turism este unul care aduce plus valoare. Oamenii care ne vizitează județul, turiștii, își petrec aici timp de calitate, de asemenea cheltuie bani, înoptează, consumă și cumpără suveniri. Putem vorbi despre o normalitate. Acest lucru demonstrează că strategia de dezvoltare a județului Hunedoara, pusă la punct de Consiliul Județean și partenerii acestuia, oferă acum roadele așteptate.